Ludovic Orban o amenim pe Viorica Dencil, dacă mai există prieteni sau membri ai familiei care țin la ea, ar face bine să o scuntultuiască, sublinierea i dea demisia. Ludovic Orban, presubliniere din PNL, lansează o amenincare direct la adresa premierului Viorica Dencil, cereia îi cere demisia. Dacă mai există prieteni sau membri ai familiei care țin la Basilica Viorica Dencil, ar face bine să o scuntultuiască, sublinierea îi dea demisia, pentru ce pentru tot ceea ce face va răspunde ea, ca prim-ministru, indiferent cine sunt cei care o scuntultuiesc, se întreprind acte contrare Constituției, sublinierea interesului general al românilor, a declarat Orban într-o conferință de presă. PNL este alături de președintele Klaus Iohannis, susține demersul perfect justificat iniat de președinte, prin care a solicitat demisia din funcția de premier a doamnei Basilica Viorica Dencil. Orice zi în care doamna Dencil rămâne în poziția de premier risc să afecteze interesele naționale ale României, risc să genereze consecințe extrem de grave pentru viața de zi cu zi a românilor, pentru perspectivele de dezvoltare a țării noastre, a mai precizat liderul PNL. Orban susține că refuzul premierului de a merge la întâlnirea de la Cotroceni cu presubliniere din Klaus Iohannis arată că pe aceasta nu o interesează economia României. Iată ce premierul Dencil a arătat din nou ce nu vrea să însublinierei exercite funcția. Cum altfel putem interpreta refuzul premierului Dencil de a se prezenta la invitația presubliniere dintelui, care sublinierei exercită atribuțiile de mediere între puterile statului, la o discuție privitoare la relațiile dintre BNR sublinierei guvern? Prin acest chiul, practic, Viorica Basilica a arătat ce nu o interesează ce se întâmplă în economia românească, a mai spus acesta. Potrivit lui Orban, la Palatul Victoria nu poate rămâne un premier care nu subliniere piese citească sublinierei se scrie, sublinierei care nu înțelege aproape nimic din ceea ce o se întâmplă.